Salutare, prieteni! Eu sunt Ciorumbel... Ok, asta e cam învechit. Hola, amigos! Bine ați revenit la comentariul Ciorumbelesc, partea a doua. Înainte să dau drumul la clip, trebuie să vă reamintesc că dacă vă place, să vă abonați și să dați un like. Shelly, cunoscut drept Andrei Șelaru, 19 ani, Craiova, învățat la Frații Buzești, cel mai mare vlogger din România la momentul actual. A încercat să schimbe ceva în țara asta, dar la fel ca toți ceilalți a fost respins pentru că doamnei Anisie, Ministerul Învățământului, îi e frică de o dezbatere face-to-face cu dânsul. Nu îl urmăresc pe Shelly, dar pentru că luptă să schimbe ceva, are tot respectul meu. Noi românii merităm mai mult. Ok, lăsăm glumea la o parte. Să o luăm pe trepte. Prima dată vreau să analizăm puțin statisticile clipului. La 6 ore după premiera, acesta avea 530k views și 93k likes. Mult ar zice unii, dar să știți că nu e așa. Românul preferă să se uite sau să asculte o manea decât să se uite la un clip care ar putea influența viitorul. N-am fine. Comentarii retardate din chat au fost destul de multe, de-aia o să vă pun câteva pe ecran. Așa, în ordine. George X își face reclamă la Volkswagen sau ce era ăla. Pentru comentariul ăsta, jur că nici nu o să-ți blurez numele, Jack Dom, ce ești. Adică, să fim serioși, ăla încearcă să schimbe ceva și tu îți faci reclame și chiar nesimțit. Și am mai prins câțiva oameni retardați de genul. Stați până la final să vedeți ce comentarii retardate au avut unii. O tipă spune pe chat, bă, gata, am înțeles, nu vrem teme, dar mai spuneți și altceva. Ce credeți? Pruncii s-au oprit? O continuați să scrie că nu vor teme. Avem și donații de cacao. Numai tu știi ce înseamnă că vrei să-ți bagi mortul. Da, succes. Tipul ăsta își face promovare la TikTok. Gicu ăsta la serverul lui de Minecraft non-premium. Avem și comentarii de revoltă de la Gau Gacea Izabela Musteață. Hai să vedem ce postează. Da, de când am văzut Gacea nume nici nu mă așteptam să... Deci n-aveam pretenții de la ea să fie dezvoltată din punct de vedere mental. Dar în fine, avem și comentarii constructive de cum ar fi cel de la tipul ăsta. Cea mai mare greșeală că ai ales ProTV. Nu înțeleg cine a reușit să te păcălească să te duci în acest loc. Moderatorul este penibilă, mai ok a fost la emisiunea de aseară când s-a prezentat la Antena 3. Bă, ai dreptate, am văzut și eu. Și-ți dau toată dreptatea. Și tipul ăsta zice, bă, opriți-vă, nu e doar tema o problemă. Și aici are super, super mare dreptate. N-am fine. Avem și prunci de 10 ani lăbari care cer mai multe profesoare tinere. Ce caută Florin Călinescu aici? Asta am întrebat și eu. Asta s-a întrebat și Shelly. Asta s-a întrebat și reporterița. Da, fine. Avem și donații bune. Avem donația lui RT de 25 de ron. Fata asta își face reclamă la TikTok pe un astfel de live. Trist. Foarte trist. Și ai mare, mare dreptate, RT. Și donația tipului ăsta, lui o să-i blurez numele. Bravo, frate, felicitări pentru inițiativă. În concluzie, mai mult rău decât bine. Așa că, na, nu uita, nu fi prost. Mersi că te-ai uitat. Iar dacă ți-a plăcut, dă-mi un subscribe și un like. Aloha!